Este una dintre cele mai mari specii de șopârle din peninsula balcanică, dar și din Europa. Da, ce frumos! Uite la petrecerea aia, sunt și niște mormoloci aliniați. Și m-am ciupit de câteva ori de dege și mi-a cam dat sângele. Da, sper să nu te infectezi. Doamne ajută, Doamne ajută, nu contează. Cât frumos are și cât de bine se camuflează aici. Și... Miau! Deci am prins un crab de apă dulce aici, într-un loc de apă, într-un loc cascadă din insula Lefkada și m-am ciupit de câteva ori de dege și mi-a cam dat sângele. Da, sper să nu te infectezi. Doamne ajută, Doamne ajută, nu contează. Și e un crab de apă dulce, nu ca cei pe care îi găsim în apa sărată. E un crab care trăiește aici, în zona asta cu apa. Aici trebuie să fie apă curgătoare, însă e o apă sătătoare, ca a secat cascada, din păcate. Bă, ce face bulă așa crabul. Da. Când e afară din apă, scoate oxigen și respiră așa. Da, frumos. Și în apa asta avem mai mulți crab și câteva exemplare destul de mari de broască mare de lac. Acum fac petrecere, broaște astea. Broaște astea, acolo, n-au nicio treabă, dar toate astea sunt din aceeași specie, broască mare de lac. Da, ce frumos. Uite la petrecerea aia, sunt și niște mormoloci aliniați. Uh-huh. Și mai avem aici jos, fix lângă noi, și un șobolan mort. Da, foarte chill lacul ăsta. Foarte frumos loc, unde ar trebui să fie ca mai cascada. Da, a crescut și mușchi pe locul cascadei. Da, dar nici un șarpe până acum, din păcate. A. Dar am găsit crabii ăia. Nici că e un mini gator. Da, măcar am găsit crabii ăia. Cum o femeie așa? Da. Deci aceasta este o blue-killed lizard, este denumirea ei în engleză. Acum puteți vedea că mă mușcă. Da. Este o specie de șopârlă comună de aici, din sudul Greciei, și are coloritul ăsta foarte frumos pe burtă, galben, și are punctele astea albastre pe laterală. Iar pe spate are coloritul ăsta perfect pentru a se camufla aici, în zona asta uscată pe care o putem vedea. Cu iarba asta, maro. Da. Da. Nu este o șopârlă foarte mare, însă în perioada de reproducere au un colorit albastru pe bărbie, care e foarte frumos. Domnul Armură, du-te, du-te, așa. Se vede bine? Ești liber. Uite așa. Și du-te. Vedeți și colorit frumos are și cât de bine se camuflează aici. Și... S-a dus. Deci ce avem noi aici este șopârla balcanică verde, de Balkan Green Lizard, cu denumirea științifică Lacerta trilineata. Este una dintre cele mai mari specii de șopârle din peninsula balcanică, dar și din Europa. Și are coloritul ăsta foarte frumos verde pe spate. Și este înrodit cu gușterul, după cum spune și denumirea științifică, deoarece gușterul este Lacerta viridis. Ambele șopârle făcând parte din aceeași familie, Lacertidae. Are coada extrem de lungă, comparabil cu corpul, la fel ca și gușterul. Și este cam un gușterul, dar un pic mai mare. Dar totuși este o șopârlă foarte frumoasă.